O să facem ce am zis? Alessi, ce faci, Alessi? Bine. Sunt plictisită. Mami nu mi-i dă voie să sar în trambulină. Te-ai luat trambulină? Aha, dar nu mă lasă. Ia hai să vedem. Hai. Hai să sărim. Păi da, dar mami nu ți-a dat voie. Pentru că a fost foarte, foarte cald afară și trambulina era foarte fierbinte. Ieri am cumpărat trambulina, am curățat-o da. Și... Acum îi facem proba. Hai să facem proba. Bine, ales eu am făcut deja un pic proba. Acum nu mă vrea să vă arate vouă. Arată-ne și nouă trambulina ta. Bine, și vă arăt ce scheme. Hai, arată-ne. Vrem să vedem. Wow. Wow. Ok, acum putem să mergem să facem ce am zis? Alessia are o idee. Avem o idee. Deci o să tăiem pușculița plină. Da, Alessia are o pușculiță plină, plină, plină. Și una nouă. Da, am cumpărat una nouă. Cu mai lite pune. Asta e aia goală. Și asta? Plină. E foarte grea, Alessia abia o ridică în mânuțe. Și... Cu curaj, Costi, cu curaj. Ce? E prea performant? E foarte tare. Aha. O să vedem numai prea. Cine gros. Hai că știm că am prins-o. Comoara piraților aici ascunsă în pușculița lui Alessia. Ia, da? Dă să încerc și imposibil. Eu. Ține așa, ia să... E posibil. O să îmi dai în mâna ta. Haide, tati, știm că poți. Tati, fă să faci așa. Cum? Să plântești. Hai să încercăm cu răbdare. Așa. Așa. Hai că trece la planul B. Planul B. Camera interesantă, ai tata. Yeah! Yeah! Prima gaură. Cred că dacă ne strădim mățele, reușim numai cu șurubelnița. Ia uitați aici, nouă metodă de a desface pușculița. Wow. Ah, dar ce metodă ingenioasă, tati. De cum își tai acum? Ai grijă, nu te răni. Sânge, unde? Și noi. Aici. Oh, nu. O duc, mă duc un șervețel. Gata, m-am întors. Cu degeaba mai puțin, dar m-am întors. Am... Ia uitați aici. 3, 2, 1 și... Wow, Alessia! Și mai sunt. Ia vezi, câte mai, mai fie. Aha, mai sunt. S-o strâns ceva? De când avem pușculița? Cred că din decembrie sau ianuarie. Hai că ți-arăt ceva. Uite, vezi penele asta? Uite așa. Pofată. Da, uite, nenea că e mai încruntată. Come on! No, no, hey!
cină. Și acum numărătoarea. Nu, ce bagi acolo? Numărăm și schimbăm un din astea. Am băgat unul. Nu, gata. Asta am mințit, trebuie să păstrăm un pic de sămânță de la o pușculiță la alta, știi, ca da, să se mulțească. De hârtie avem 35 de lire, 40. 6 lei. Plus 6 lei. Deci avem 40 de lire de hârtie, 6 lei românești. Și acum să vedem câte fise avem. Uite, uite. Ce vreau să mă? Și 5 de bani. 50 de bani. Uitați. Încă 5 de bani românești? Hei, aia era meu, eu i-am luat. Aia o să-i păstrăm pentru când mergem în România, nu, Alesia? Mhm. Ia, 5. Nu știu ce am impresia că vecinii stau geană pe noi că au auzit bani. 5. Devine 10. Nu știu ce am impresia asta. Și ei s-au oprit din gălăgie, pur și simplu. Da, pentru că înainte se auzea bormașină, se auzeau toate. Nu auzi bani dintr-o dată, se mai auzi nimic. Asta e chestia, că dacă nu plătești cu cash, nu prea să adună mărunți. Nu prea să adună mărunți. La început ce-am folosit mai mult cash. Da, de asta și are alesia mărunței. La început foloseam mult. Dar adevărul e că de când cu pandemia asta, nu ne mai dă voie să plătim cash. Și am făcut un pariu cu bunica de la Brașov. Ce pariu? Bunica a zis că Alesia o să aibă mai mult de 100 de lire. Zici? Și acum vedem dacă l-am pierdut sau nu. Păi ăștia ce e mai important, ăștia cea mai mare valoare aici. Ca să îi schimbăm la bancă și în pușculița aia băgăm alți bani. Bunica, să știi, s-ar putea să fi pierdut pariu. Da, nu suntem siguri dacă avem 100 de lire. Asta e valoarea cea mai mare. Ia uite, și ăștia de aici. Da, și ăștia, ce mai important. Nu. Aștia, bă? Unde dau? Să vă arăt. Eu am numai câteva. Cum arată Alesia? Mami, vezi? Așa arată sortați. No, acum, mami, preia camera, vei trece la numărat. Alesia deja ne-a abandonat. Auzi, uite pe ăștia să-i spui. Ia uite cum merge. Nu s-a mai încălțat. De ce? E plictisitor, e greu să numeri banii, tate. Wow, păi, auzi, dacă aș avea 1.000.000 de lire, zic că aș sta și l-aș număra. E plictisitor, cum să stai? Cum să stai să numeri 1.000.000 de lire? O să fac 100 de lire și până să vezi, că-l număr. Ți de zi. Numeri pe de 50? Hai că trec așa da, de 20. De ce nu-i faci tu pe aia? Cu doar ochii. 3, 4, 5 și aici 8. 58 de fii. 0.58. Momentan 49 de lire și 4 fii. Nu depășim, că aici avem 40. Bineînțeles, dacă eu nu am pus plastere la deget, ale s-au descoperit cea care o rănitură la picior. Și vrea și ea plastere. Hai, tati, aia cred că ne salveze, să nu pierdem pariu. Aoleu, dacă mi-e baza în ăștia. 51 de lire și 56. Așa. Nu știu ce, și mai avem aici 20, 30, 40 de lire. 6 lei, 7, să zicem 8 lei. Hai să zicem că am făcut undeva la 93 de lire 50, da? Întrebarea 25. De 20 de puncte acum. Ce facem cu banii? Alesia, ce vrei să faci cu bănuții? Să-i bagă în pușculița cu My Little Pony. Păi și cu aia după ce fac? Să umple la loc, mami. Păi să umple la loc, să-l rupem și pe aia. Banii ăștia trebuie să-i cheltuim. Nu, așa nu ați înțeles, băieții, nu ați înțeles. Vrea să și schimbe la bancă, în hârtie. Mai mari. Mai mari. Și o să și bagi în pușculița cu My Little Pony. Deci, nu cheltuim. Încă nu-i cheltuim. Deci nu cheltuim. Nu? Nu vrei nimic. Nu vrei să-ți cumperi nimic. Vrei să-ți cumperi nimic. Da, vreau. Sau vrei să
mai strângem câțiva. Până se umple și a doua și abia atunci să-i cheltuim. Ce zici? Care din... Care din... Care? Să-i cheltuim. Acum sau mai încolo? Acum. Alicia, cred că am o idee. Nu! Dar nu așa, uite așa. Băi, omule, m-ai făcut să-mi îndrețe inima. Mi-a tremurat un pic mâna, că am făcut. Să știți că a scăpat teafăr, da? E teafăr, nu... Doar mi-a făcut o glumă, tati. Asta ne ajunge? Bă, cred că... Nu știu, vedem. Alex, mai aducem o pungă. Ne trebuie una un milion de mare. Mă duc, mai aduc una? Du-te, mai adu una când ne ajunge. Mă duc direct sacul. Acum nu știm exact ce o să cumpărăm. Dacă aveți ceva idei, puteți lăsați în comentarii. Facem un video când mergem la cumpărături. Da. Ce-și cumpără alese de bani din pușculiță. Plus că mai avem niște surprize, ceva, niște videouri faine. Urmează. Ne pare rău că până acum nu am mai postat, dar am fost foarte ocupați. Tati cu serviciu, mami cu casa și cu copii. Cu bebelușul din burtică. Și cu Alesia, teme, treburi prin casă, mâncărică. Trebuie să o văd acum. Pe acolo, undeva. Hai, tati, nu ne fă de râs, te rog. Bine. Au făcut foarte multe teme, foarte teme. Ok? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să subscribe și cu clopoțel. Pa, pa! Pa, pa!